Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Cripto, bine v-am regăsit pe cei abonați acestui canal, bun venit celor noi. În ultimele două zile n-am mai apucat să postez despre piață pentru că am avut două interviuri cu TAC Protocolul și cu cei de la Digital. Însă astăzi am prins o zi liberă în care pot să vorbesc despre ce s-a întâmplat. În primul rând, acum două zile, pe 7 septembrie, am avut specialitatea casei la Bitcoin și anume un flash crash. Un flash crash de peste 18% în câteva ore. Lucru care a semănat foarte multă panică în piață. Mulți din cei care abia acum sau de o lună, două, trei au intrat, au avut prima dată această senzație și, din păcate, în continuare foarte mulți s-au panicat și au vândut. Pentru că văd că foarte mulți au teama asta de cădere liberă. Și vreau să vă zic ceva. În primul rând, Bitcoin n-are cum să se prăbușească acum să ajungă la zero. Da. Bitcoin nu are cum să ajungă la 7.000, 8.000, 10.000 acum. Da. După cum ați văzut în precedenta criză, Bitcoin a ajuns la o corecție de aproape 70%. Da. Acum, de o lună și ceva, Bitcoinul a avut o creștere de aproape 70%. Da? Ce se întâmplă? Mulți oameni nu văd niște elemente din piață. Și anume, sunt foarte mulți jucători ca la casino care folosesc leverage. Sunt foarte mulți care fac short, sunt foarte mulți care fac long. Cu o seară înainte de acest flash crash, am postat pe Twitter, pe canalul de Twitter, unde vă aștept pe toți cei care nu sunteți abonați, o imagine care spuneam, o imagine cât 1000 de cuvinte, și anume pe unul din marile exchange-uri unde sunt foarte mulți jucători care fac long-uri și short-uri, cei care erau în poziții long erau 98%, cei care erau în poziții short erau doar 2%. Acum, pentru cei care ne uităm doar pe CoinMarketCap, lucrurile se văd într-un fel. Însă, pentru exchange-uri, astea sunt oportunități de piață. E ca la casino. Când ai 98% din oameni care pariază pe negru, da? Sau pe un număr, este foarte ușor să faci ca lucrul ăsta să nu se mai întâmple și te alegi cu banii aia. Au fost lichidate poziții de vreo 3 miliarde de dolari în ultimele două zile. Deci, oamenii au pierdut foarte, foarte mulți bani. Eram întrebat de unii din clienți dacă merită să facă și leverage. Este, cum să zic eu, un risc major. Deci eu personal consider leverage-ul și futures-urile și long-urile astea, short-urile, extrem de periculoase. Cel mai bine a intrat într-o poziție, asta mă refer cei care nu știu să tranzacționeze, a intrat într-o poziție, ți-o respecti. A căzut piața, aia e, aștepți. Nu are rost să vinzi în pierdere, dacă nu te pricepi. Sunt oameni care reușesc să facă dollar cost average, însă marea majoritate nu reușesc acest lucru. Cum stăm acum cu Bitcoin-ul? Păi, stăm în felul următor. Bitcoin-ul este fix, s-a închis aseară fix pe daily 200 moving average, valoarea medie pe 200 de zile, da? Care acum acționează ca și suport. În clipa de față, acest suport este la 45.938 de dolari. Dacă rupem acest suport și ne închidem cu o lumânare sub suportul ăsta, este un semnal de piață bearish. Da? Înseamnă că putem asista la o corecție, putem asista la lucruri nasoale. Luna septembrie este o lună în general nefavorabilă cripto-istoric. Da? Dar eu acum nu sunt nici bearish, nici bullish. Eu mă uit așa, fără să țin partea nimănui. Aș vrea să fac și o mențiune. Eu, pe acest canal, nu sunt guru, nu sunt clarvăzător, nu sunt nimic. Da? Eu încerc să vorbesc despre lucruri din industria cripto, încerc să ajut oamenii care sunt la început de drum, pentru că nu toți sunt experți, nu toți se pricep la lucruri. În altă ordine de idei, am văzut că sunt atacat pe câteva canale sau pe niște canale de YouTube. Eu personal niciodată nu o să atac pe nimeni, nu o să intru nicio dispută cu nimeni. Cred că rolul meu nu este să mă cer cu oamenii. Rolul meu este să-mi fac ceea ce știu eu, la ce mă pricep și să vorbesc despre cripto, despre proiecte.
Voi aduce pe acest canal foarte mulți invitați, voi vorbi despre proiecte în diferite stagii, că sunt la început, că sunt la jumatea drumului, că sunt la sfârșit de drum, că sunt proiecte super, da? Rolul meu este să aduc informație. Nu mi-a dat nimeni acest rol, mi-l asum eu. Asta vreau să fac, vreau să aduc informație. Nu am făcut acest canal ca să devin o celebritate. Este business-ul meu, îmi place ce fac, cripto mă pasionează. Încă o dată, nu o să mă cer niciodată cu nimeni, pentru că nu am de ce. Fiecare are o părere, fiecare încearcă să facă ceva. Respect munca fiecăruia. Revenind la piață. Deci, cum spuneam, Bitcoin în clipa de față este pe acest suport. Ziceam înainte de acest flash crash că ne apropiem și în maxim 4-5 zile am fi avut golden cross. Asta în condițiile în care piața își respecta trendul, traiectoria. Da? Nu am spus cu certitudine 100% vom avea golden cross. Nu, am zis dacă piața își respectă trendul, atunci vom avea un golden cross. În general, golden cross-urile sunt renumite pentru fake breakout-uri. În clipa în care se întâmplă, în general, piața are o corecție care poate dura o zi, două, trei, în care mulți oameni care nu înțeleg fenomenul vând iarăși în panică. Ce să mai zic? Am văzut foarte multe proiecte care au căzut spectaculos în această perioadă și mi-este foarte clar că dacă piața ar mai avea niște zguduieli de genul ăsta, foarte mulți s-ar panica și ar vinde total aiurea. Sunt în continuare tabere împărțite pe internet, cei care susțin că Bitcoin anul ăsta se duce peste 100.000, sunt tabere în care susțin că Bitcoin nu poate să ducă și la 20.000. Acum fiecare cu viziunea și argumentele lui. Eu personal continui să cred că Bitcoin poate să ajungă peste 100.000, dar nu zic 100%. Deci asta e o diferență. Deci poate, dar nu vom ști cum va evolua piața. Știu de asemenea că pe burse urmează o corecție majoră. Da? Am auzit foarte mulți oameni din stock market vorbind și trebuie să ne pregătim că dacă stock market-ul are o corecție, amintiți-vă anul trecut în martie. La fel, a fost o corecție pe piețele bursiere, Bitcoin a căzut de la 10.000 la 3.000. Da? Lucrul ăsta se poate întâmpla oricând. Situația globală financiară nu este cea mai favorabilă. Ne auzim mâine cu un nou proiect. E vorba de un proiect din zona de NFT-uri și gaming. Este un proiect foarte interesant. Voi avea invitat pe CEO. Aștept să vedem ce o să iasă. Mâine sau poimâine îl voi posta. De fapt, da, cred că poimâine sau răspoimâine vom posta clipul și mâine vorbim în continuare despre piață. Vă doresc o zi excelentă, vă aștept și pe canalul de Twitter, suntem 12.000 de oameni acolo. Vă mulțumesc și celor care mă urmăriți aici pe YouTube, pentru că suntem aproape 50.000. O să fiu foarte bucuros în ziua în care voi atinge 50.000, pentru că înseamnă răsplata muncii mele, ceea ce fac aici, și vreau să vă asigur că o fac cu plăcere. Toate cele bune, să ne auzim cu bine!